Cei mai tatuați oameni din lume s-au adunat într-un singur loc în București. La eveniment este prezentă și colega mea, Violeta Miron, care ne va spune ultima fiță în materie de tatuaje, dar și cât costă să-ți faci unul. Bun găsit, Violeta, te ascultăm! Bun găsit, Nasrin, da, ai zis bine, cei mai tatuați oameni și uite, așa am alături de mine două exemple, Chelu, Elena și Costi. Bună ziua, dragii mei! Bună ziua, îmi pare bine să vă cunosc. Și Costi, care este chiar organizatorul acestui concurs, ca să spun așa. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit! Chelu, să începem cu tine. Okay. Câte tatuaje ai? Adunate număr, cred că sunt în totalitate în jur de 20, dar personal, dacă mă întreb, sunt doar două, unul pe parte și unul pe parte. Toate au o semnificație, toate sunt, înseamnă ceva, au o poveste. Și am de gând să mă umplu, să deocamdată am în proporție de 50% corpul plin, vreau să fiu undeva la 90%, cam așa, poate chiar 100%. Treaba asta o voi face datorită acestui paradis care este și la mânzirea noastră în România. E ceva frumos și tatuajele pentru noi înseamnă, nu știu, mai mult decât artă, mai mult decât... Pentru mine personal... E cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. Cel de pe mâna stângă, care este foarte mare, cam cât ți-a luat să-l faci și, nu știu, cât te-a costat? L-am făcut pe perioada, un an de zile, nu știu, aproximativ orele, cred că au fost în jur de 20. Mi l-am făcut pe la prieteni tatuatori, artiști de-ai mei și de preț, nu vă pot spune nimic că este între noi. Eu i-am făcut lor, ei mie și tot așa. Înțeleg. Ce semnificație are? Păi aici, pe mâna stângă, mi-am băgat mai mult parte din copilăria mea, cu mici evenimente plăcute, neplăcute, care au avut parte pe lungul copilăriei. Am câteva chestii pentru mama mea, care țin foarte mult la ea și a fost alături. Mă uitam, e un trandafir. Da, și data ei de naștere, aparatul de tatuat, care semnifică foarte mult, și chestii... Deci ți-ai pus toată copilăria pe o mână. Da, toată copilăria pe o mână. Mi-am pus pe burtă treaba asta cu tatuajele. Toată fața vreau să o asup numai cu asta. Și pe picioare fac cu totul alte chestii. Nebunii, vicii, plăceri de ale mele. De tatu artist. Da. Elena, bună ziua. Văd că și tu ai pe mâini tatuaje și tu ai un trandafir pe mâna dreaptă. Pe mâna dreaptă. Ce te-a inspirat? Cum te-ai gândit să-ți faci un... Este craniu. Bună ziua. Este un craniu între trandafiri. Am avut până de curând o mare frică vis-a-vis de moarte. Și când am depășit această teamă, am exprimat-o printr-un tatuaj, acesta, adică. Am realizat că este inevitabilă moartea, dar mi-a fost foarte teamă toată copilăria și iată-l. Înțeles, foarte interesant. Și pe mâna stângă? Este despre familie. Acesta mi l-am făcut singură în urmă cu 9 ani, când m-am apucat de tatuat. Sunt zile de naștere. Aici păsărele simbolizează mama mea și bunica mea. La fel, margaretele, numele bunicii mele. Aici balonul Libertate, inimă cu soare ce iubesc mare și cam așa. Foarte interesant, mulțumesc tare mult, dragii mei. Iar acum, Costi, aș vrea să vii cu mine să vedem și ce produse avem noi pe aici, pe la standuri, să le explicăm, să le arătăm oamenilor. Aici ce avem, spre exemplu? Astea sunt noile tușuri de tatuat, care sunt din noua generație. Apoi sunt pigmenții organici, 100% compatibili cu corpul uman. Deci industria tatuajelor a evoluat foarte mult în ultimul timp, ultimii ani. Și din fericire avem și în România oameni care să importe și să aducă produse de calitate și la noi în țară. Văd, sunt toate culorile pe aici. Câte culori poate avea un tatuaj, să zicem, nu știu, de 5-6 cm, maximum de culori, nu știu, pe care le-am putea folosi? Păi depinde clar de model, dar dacă te uiți simplu la o poză cu un tatuaj, cum are băiatul acum, cu un ochi normal, vede 3-4 nuanțe de culoare, dar când te pui și să faci tatuajul respectiv, garantat vezi pe masa artistului, cred că cel puțin 20 de nuanțe diferite de culori, pentru că e ca exact ca la pictură, se mixează, se blenduiesc între ele ca să poți să ajungi la tonuri și la tonurile cât mai apropiate de realitate, deci cât mai vii și cât mai ok. Chiar vorbeam cu niște colegi ieri,
în convenție și ziceam că atunci când ne-am apucat noi de tatuat, aveam un set de vreo 10 culori și eram foarte încântat de ele și acum când cumpărăm câte un set ajunge să cumpărăm câte 70-80 nuanțe diferite și unde s-a ajuns. Nu. Este pentru că și tatuajul a evoluat foarte, foarte mult și atunci e nevoia asta de să... Numai dacă tu ești la nuanțele de roșu, sunt deja, cred că numai acolo sunt 12 nuanțe diferite de roșu. Și atunci, de asta zic, un ochi normal care vede roșu și atâta, da? Vezi roșu închis, roșu deschis, roșu spre roz și tot așa. Mai multe nuanțe ca la ojă, observ. Da, da, voi femeile știți mai bine, la vopsea de păr, la unghii. Da. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei, iar cei care vor să-și facă un tatuaj pot veni aici să încerce, pentru că pe seară vor avea parte și de un concert. Violeta, mulțumesc!